Iisus acelea care a murit sau via pentru noi. Amin. Merge Domnul să fie binecuvântat și noi înseamnă în seara aceasta, pentru că din nou suntem adunați în numele Domnului, în casa Domnului, să preamărim numele Domnului. Și aduci în închinarea noastră și mulțumirea noastră pentru că a fost bun cu noi, pentru că ne-a păzit, pentru că ne-a ocrotit și în seara aceasta din nou putem sta înaintea Lui. Domnul să fie binecuvântat. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei ce sunteți în casa Domnului, să-L întâmplă pe toată dragostea. Frații noștri la Băuțari, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem convins că Domnul v-a pus pe inimă din lucrul acesta bun, de a veni să ne aduceți din partea Domnului cântări pe laudă, ca să ne bucure inimile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze în slujire. Mulțumesc persoana fratelui Icu, pentru că știu că el s-a gândit la asta și Domnul a ajutat să vină până cu orchestra, să laude pe Domnul. Vă spunem tuturor cine ați venit, salutăm pe fratele Daniel, pentru pus la floare, cine ați venit din nou la Vâslova. Ne-am bucurat din dimineață, ne-am bucurat după viața din Boca și am zis, haide să terminăm ziua, să încheiem ziua, tot împreună, slujindu-L pe Domnul. Și ne bucurăm să fie cu noi, Dumnezeu să îi binecuvânteze. Suntem bucurii cu sora Nia și rupte care v-a sătut, frate Nico, am înțeles că poate dimineață, Domnul să fie binecuvântat, pentru că Domnul i-a dus în pace și putem să ne bucurăm împreună. Sora Nara, binevenit, Domnul să îi binecuvânteze. Da. Și vrem să îl odăm pe Domnul această pamiază. În continuare, vom asculta cântări, poezii, printre ele și sora Foare va avea o poezie pentru sabat. Domnul și apoi și cuvântul Domnului care va fi predicat de fratele Daniel. Ascultăm pentru început o chestie.